Și în protopopiatul Reșița din Episcopia Caransebeșului au fost organizate astăzi mai multe evenimente social-filantropice și culturale. În cursul dimineții, preasfințitul părinte episcop Lucian, chiriarhul locului, însoțit de corul preoților protopopiatului, au vizitat Spitalul Județean din Reșița, secția de pediatrie. După ce au ascultat colinde, atât pacienții cât și personalul medical și administrativ au primit din partea ierarhului calendare și iconițe, iar din partea protopopiatului pachete cu dulciuri. Încă de dimineață, la Reșița, am purces pentru a-i cerceta pe cei mai puțin fericiți și mă refer la copiii din centrele de plasament, mă refer la bolnavii din cele trei spitale ale municipiului Reșița, mă refer apoi la azilul de bătrâni din municipiul nostru, unde beneficiază de serviciile acestui așezământ un număr de 216 bătrâni. Am încercat prin acțiunea noastră să aducem un strop de bucurie în sufletele acestora și alături de darul simbolic pe care l-am oferit acestora, împreună cu corul protopopiatului ortodox român din Reșița, am colindat toate aceste așezăminte sociale. Seara s-a încheiat cu tradiționalul concert de colinde al Episcopiei Caransebeșului. Au colindat corul preoților protopopiatului Reșița, corul preoților Episcopiei Caransebeșului și un grup de interpreți populari. La eveniment a participat și preasfințitul părinte episcop Lucian. Sunt colindătorii din această seară, preoții, tinerii și maestrii, cei care continuă colindul sfânt și bun. Continuă primul colind care nu a fost de pe pământ, ci a fost un colind ceresc adus de Sfinții Îngeri la peștera din Betleemul Iudeii. Concertul de colinde organizat de Episcopia Caransebeșului a fost găzduit de Palatul Culturii al Teatrului de Vest din Reșița.